Vremea rea dă din nou bătăi de camehe dințenilor în următoarele zile. Meteorologii au emis atenționări de cod galben de ploi valabile pentru mai multe județe. Mehedințul este unul dintre ele. Plouă în cantități însemnate de parcă s-ar fi spart cerul, iar problemele nu se opresc aici. Pe lângă codul galben de precipitații, județul nostru se află și sub incidența codului portocaliu de inundații. În acest moment, județul Mehedinț se află sub cod portocaliu de precipitații și sub cod portocaliu hidrologic pe râurile Drincea, Jiu și afluenții acestea. Sunt probleme în momentul de față? În momentul de față nu sunt probleme la nivelul județului Mehedinți. Grupa operativă instituită din ordinul prefectului, începând cu data de 14 mai, orele 8, monitorizează în continuare situația și poate să intervină oricând în orice zonă din județ. Codul portocaliu de inundații a fost instituit pe mai multe râuri din Mehedinți. Sub atenționare este râul Drincea și râul Desnățui. Meteorologii au anunțat averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Cantitățile de apă vor fi de până la 25 de litri pe metrul pătrat. În Mehedinți, efectul ultimelor inundații care au avut loc în comuna Bălăcița din cauza revărsării râului Desnățui încă nu au fost îndepărtate. Zeci de oameni stau acum cu frica în sân de teama unor noi posibile inundații.